Dar asta noi vin responsabil de ce. Noul viceprimar Marius Buliga, care tocmai s-a alăturat primarului și care parcă mai ieri îl numea Păcălici, astăzi se pare că nu are absolut nicio remușcare, dar are o nouă funcție, un nou birou și noile atribuții de viceprimar. Încerc să mă acomodez. Am primit atribuțiunile din partea domnului primar. Cum am zis și zilele trecute, vin în primăria municipiului Botoșani ca și viceprimar pentru a asigura un cadru de liniște, în primul rând. Vrem să lucrăm pentru locuitorii municipiului Botoșani. Neîntârziat, primarul Ovidiu Portariuc, pe lângă confortul de care n-a avut parte predecesorul Eugen Țurcanu, i-a oferit noului vice și o serie de atribuții. Primit atribuțiunile astăzi, nu sunt puține. Este vorba despre elaborarea planului urbanistic general, e vorba de inventarierea bunurilor aparținând domeniului public și privat, conducerea activității Comisiei Tehnice pe legea 10 pe 2001, e vorba de compartimentul agenții economici, direcția edilitare, întreținere străzi, reparații străzi. Și dacă Ionuț Cosmin Andrei n-a ezitat să-și monteze plăcuța cu numele și noua veche funcție, omologul său, Marius Buliga, nu s-a grăbit să pună spre ochiul vizitatorilor botoșăneni numele noului viceprimar.